Dragilor, am zâmbetul pe buze, vibe de weekend, este foarte frumos afară, miroase a grătar și a carne aici, nebunești. Am venit în Republica pentru că mulți locuitori din Ploiești, așa spun despre orașul lor Republica, ca să cunoaștem un artist în mare vogă, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai în vogă artiști din România, un artist care a ajuns chiar și în America și a făcut senzație acolo. Mă gândesc că v-ați dat seama despre cine este vorba, haideți, episod incendiar, fiță cu adiță. Oh, să nu uitați de Zeppelin. Am venit și eu cu un cadou. Dragii mei, sunt la masă cu prietenul meu, Narcis, de la Bărbulești. Bine Narcis, venit, Adiță, mulțumesc din suflet și îți mulțumesc. Vă rog eu frumos să filmați, nu se poate așa ceva. Ce-i cu nebunia asta aici? Băi, ce am vrut să zic? Că așa mi se pare frumos și normal, nu? Să te primesc. Eu îți mulțumesc din suflet. Și eu îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să vii la mine acasă și... Sper că o să iasă exact cum trebuie. Să știi că foarte mulți urmăritori, foarte, foarte multe lume mi-au cerut să fac cu tine. Și de-aia vreau să-ți mai mulțumesc încă o dată în plus și vreau să-ți fac și o cunoștință cu un prieten. Uite, el este Zeppelin. Este vinul meu preferat, fără să exagerez. Este un frizante așa. Un frizante cum trebuie, ți se potrivește și ție. Merge la ocazie. E altceva, un gust amărui. E ce trebuie, Zeppelin, îl știe toată lumea, deja toți urmăritorii mei îl cunosc. Mulți îmi scriu că e ce trebuie și vreau să închin acest par de Zeppelin în cinstea ta, pentru că m-ai primit. Și după aia vreau să-mi spui cum e, treaba, cum e frate treaba asta cu America, cu... A fost boom-ul ăsta acum vreo lună de zile, nebunia asta cu actorul ăsta din Fast and Furious, care a postat filmulețul cu tine. Și a spus, vreau să-l cunosc pe băiatul ăsta din România, cântă incredibil de bine, cine este? Și de aici mare nebunie în America. Cum, ce-ai simțit tu când ai văzut treaba asta? Ce să zic, îți dai seama că este o mare onoare ca cineva de cunoscut la nivel mondial să te aprecieze, nu? Te pup, bravo. Te pup. E ce trebuie, Zeppelin? Da. Bun, dar cum ai primit? Adică să te așa, poate ai văzut... Eu nu știam, mi-a zis, sora mea mi-a zis. Da. Îmi zice, măi, Marcis, uite, te-a postat cineva America, din America, un actor cunoscut dintr-un film Fast and Furious. Zic, bă, numește, zic, hai mă, zic, băi, la mișto. Da. Nu, uite, frate, uite, ăsta se arăt. Și am văzut. Incredibil, da. Și zic, băi, da, super. Da, exact, exact. Și de aici ai fost preluat de toate canalele de știri din România, toată lumea, Narcis. Și el, băiatul ăsta, întreba, actorul, vreau să-l cunosc, vreau să vină în America, nu știu dacă te cheamă, te duci acolo. Sincer, m-aș duce. Da, adevărat. Dar, ținând cont de genul pe care îl abordez eu, îți dai seama că ei au apreciat foarte mult vocea. Vocea, da. Și textul, că îți dai seama că n-au înțeles ei. Da, exact, n-au înțeles ei despre ce era vorba. Dragul meu, provii dintr-o familie uriașă de artiști. Toată lumea îl cunoaște pe Ștefan de la Bărbulești, tatăl tău. Da. Eu te urmăresc de foarte mult timp pe YouTube. Bă, și de fiecare dată am văzut un lucru incredibil. Tu cânti cu tatăl tău la evenimente. Da. Tatăl, să spun că de câte ori mă uit la tatăl tău, cânti cu el, când îi iei tu microfonul, bă, nene, se uită la tine cu așa mândrie, eu n-am văzut în viața mea. Da. Ai observat și tu chestia asta după aia? Deci, da, incredibil acolo ce mândru este omul ăsta de tine. Este incredibil și nu dau nicio cadă, nimic, lumea poate să observe pe YouTube. Când încep să cânti, stai câte ori așa. Ca și cum ăsta e băiatul meu, că ești băiatul. Îți dai seama că orice părinte, Adiță, nu? Se bucură ca fiecare părinte pentru copilul lui. Ce înseamnă tatăl tău pentru tine? Și cât de mult a însemnat în ceea ce ești tu astăzi? Tatăl meu pentru mine înseamnă tot. Datorită lui sunt ceea ce sunt. Datorită lui fac ceea ce fac. Ce frumos. Și vreau să spun că înseamnă foarte mult să ai pe cineva lângă tine, așa cum este tatăl meu, mai ales ca și părinte, să te susțină, să te învețe lucruri bune, frumoase, mai ales în meseria noastră pe care o avem. Și să fie pe teren cu tine, contează foarte mult. Înainte să le spun și la urmăritori, înainte să începe mama ta pe aici, săraca, era ca o bunicuță, să fie totul ca la carte, să nu lipsească mie. Și zic, doamna, a fost un copil rebel și mi-a zis, a fost un copil cu minte rău, mamă. Da. Ai fost copil cu minte rău? Am fost cu minte, da. N-ai făcut probleme gen la părinți sau? Poate că am făcut greșeli ca orice copil, așa. Da, nu ceva. Orice copil își exact, mai supără părinții, nu? Da. Exact. N-am făcut greșeli mari încât să-i supărat, să-i dezamăgesc sau da. Spune-mi, fii atent, Narcis, spune-mi prima oară când ai cântat, dacă îți mai aduce aminte la ce eveniment ai cântat prima oară. Și câți ani aveai? Adiță, prima dată am
studiat acordeonul. Bun, așa. La vârsta de 8 ani, 9 ani, cam așa. Și după aceea m-am apucat să cânt cu vocea. Uh-huh. La vreo 12 ani, cam așa. Zic, hai să încerc să fac și eu ce face tatăl meu. Am încercat, mulți mi-au zis, băi, chiar ai voce, e ok, mai încearcă. Și până la urmă a rămas. Cum spuneai și mai devreme, ești un artist acum mare vogă, voce incredibil de bună, dar apariții la TV, practic, de asta mă simt și mândru că tu nu apari. De ce? N-ai avut chestia asta, nu? Cu apariții, să ieși în evidență, să nu... Da, eu sunt genul domn care nu prea am avut eu chestia asta să ies în evidență, să... Da. Sunt un om mai modest, să zic așa. Mai ții minte primii bani pe care ai făcut din cântat? Primii bani am făcut cu tata la cântare. La cântare, nu? Aveam 15 ani. 15 ani? Da. Ți-ai luat ceva anume? Da, luam jocuri. Jocuri, a? Pentru PlayStation, da. Păi noi suntem cam aceeași generație, asta era bucuria noastră, da. Jocurile pe PlayStation și spune-mi un lucru. Ai o familie frumoasă, în afară de părinții tăi minunați, ai și o soție... Da. Și doi copii, cât de mult înseamnă pentru tine ca artist să ai liniștea asta de acasă? Copiii sunt binecuvântare, liniște și nu știu, nu am cuvinte să-i descriu. Da, pe copii. Și se doamna ta, soția? Este o femeie înțelegătoare. Sunteți de mici împreună? Da, ne cunoaștem de foarte mult. De foarte mult. Dar au fost momente grele, știu, în familie? Și gen te-a înțeles și bă, e bărbatul meu cum ar veni. Da, îți dai seama ca fiecare, nu? Ca fiecare soție, nu? Da, normal. Depinde și de meseria pe care o ai acum. Adică noi fiind plecați tot timpul. Da, exact. Îți dai seama. Tu, prieten adevărat, ai narcis? Adică oameni de nădejde așa pe care să te bazezi? Nu familia. Da. Familia am înțeles, clar. Da? Am oameni de încredere. Ai lângă oameni de încredere, nu? Da. Este important tot așa să nu... Gen să nu fii, eu știu, abar n-am, trișat, furat, dezamăgit de echipa ta. Se întâmplă și chestiile astea? Cum ești tu? Eu cred că nu merit chestia asta, Adiță, pentru că sunt un om foarte bun cu ei. Da? Sunt sincer, sunt corect și nu cred că aș merita chestia. Sincer, corect? Mai zi niște calități. Așa cum crezi tu. Milos. Milos ești? Dacă pot să ajut, ajut cu cel mai mare drag. Da. Ești un om care ajută. Și așa, deci sunt narcis, lumea cred că chiar vrea să descopere cu adevărat, tu ai defecte narcis, adică ai niște defecte astea de care vrei să să scapi, să zici, bă, nu mai, nu, încerc să le... Da, fumez prea mult. Da, asta e un indiciu. Și mulți îmi zic că, bă, nu e bine pentru gât, pentru... Da. Momentan, sincer, nu se simte la cum... Da. Câte evenimente ai tu așa pe săptămână? Cânti zilnic? Da, cântăm aproape zilnic. Și poți, frate, oboseala? O duci? O ducem, Adiță, ce să facem? Pentru că, indiferent cum ai avea starea, indiferent cum ai fi de obosit, trebuie să te duci să-ți faci prezența. Mai știu un lucru despre tine, chiar nu prea le-ai cu șpriț. Da, beau foarte rar. Da, bei rar. Foarte rar, da. Adică nu am vicii de genul ăsta, jocuri de noroc și alte chestii. Și da. Deci nici jocuri de noroc le eliminăm și pe astea. Dar cum arată o zi? Uite, de exemplu, ai dita mai curtea, superbă, casa superbă, jos pălăria, ai curtea, ai grătarul ăla minunat, dar mie mi se pare că e un grătar care nu prea, nu știu dacă l-ai folosit de foarte multe ori, e nou sau nu ai timp să... Nu știu, cred că l-am folosit de vreo două ori de când m-am mutat la casă. Și n-am avut timp, Adiță. Da. Nu prea am avut timp, da. Dar ce plăceri de astea vinovate ai? Nu știu, shopping, haine, ceasuri, abar, nu știu. Când sunt liber, în timpul liber, îmi place să stau cu familia, familia pe la mall, la film, să mâncăm, să ne plimbăm. Și cel mai mult îmi place să stau la studio. La studio. Acolo mă relaxez cel mai. De vacanțe așa ai timp, nu prea? Am mai avut timp și pentru copii, pentru soție. Da. Am fost plecați până în Italia și Turcia cu copii. Ai o fetiță și un băiețel, nu? Să-ți trăiască, din ce știu eu, nu? Îți moșteniște vreunul talentul? Amândoi sunt la școala de muzică. A, bravo, bravo. Da, și băiatul și fata. Eu dacă n-am apucat și nu s-a putut să fac, îmi doream foarte mult să studiez pianul și n-am reușit pentru că eu am avut niște probleme, mulți știu problema care a avut-o tatăl meu. Eu am avut o soră care a decedat. Uite, eu nu recunosc. Și da, au fost niște perioade grele atunci. Și n-am avut
cine să se ocupe de mine. Cred că bănuiesc că cea mai... Tatăl meu era plecat cu evenimentele aproape zi de zi. Era tânăr atunci și el. Bănuiesc că moartea surorii tale a fost cel mai greu moment din viața ta. Da, a fost cel mai greu moment pentru părinții mei și pentru mine, chiar dacă nu realizam atât de mult pentru că eram copil. Știu că tu mai ai o soră. Drama asta, tragedia asta, te apropia mult de sora ta? Da, mai ales că sunt mult mai mare ca ea. Sunt mai mare ca ea cu 14 ani. Ești mai mare ca sora. Și am crescut-o, ca să zic așa, ca și copilul meu. Și ce înseamnă? Adică bănuiesc, exact cum ai zis tu, consider ca și, nu? Ca și copilul tău. Da. Îi ofer tot să... Bine, oricum are tot, că na. Repet, te urmăresc foarte atent pe YouTube. Și vreau să te întreb, care este melodia pe care ți-o cer nuntașii la evenimente sau, eu știu, invitații? Este vreo melodie? Da, cel mai des mi-a fost cerută, am o vorbă de când eram mic, ca mama mea. Mă, ce bune! Deci despre mamă. Da. Care este visul tău în cariera asta ta de artist? Unde vrei să ajungi? Ai vreun scop anume? Vreun țel? Vreun scop. Îți dai seama că fiecare artist își dorește, adică, să ajungă cât mai sus, să fie cât mai apreciat. Dar acum știu cum e, Dumnezeu le face pe toate. Tu în momentul ăsta ești mulțumit cu tine? Cum ești? Da, sunt ești, foarte mulțumit. Da, ești exact cum îți doreai? Da. Te gândeai vreodată când erai mic tu și cântai cu tatăl tău și spunea prima oară, ți-a pus acordeon, te gândeai vreodată că o să ajungi la nivelul ăsta, să scrie americani de tine? Până la urmă, frate, e o realizare uriașă. Da, nu mă gândeam, nu. Dar prin muncă și ambiție se poate ajunge unde îți dorești. Cât de mult muncești în studio ăla? Sunt zile în care mă apucă și 10 ore, 11 ore. Fii atent, tu ești un artist consacrat, clar. Dar uite, pentru oamenii care vor să răzbească, nu știu, în alte domenii, ține și nouă trei sfaturi de-astea așa puternice de viață ca să ajungem sus. În primul rând, muncă. Muncă. Ambiție. Ambiție. Și seriozitate. Astea trei, nu? Uite, te întreb și eu ceva. Nu cunosc, te întreb așa, ai dat vreodată vreo țeapă la vreo nuntă? Niciodată. Niciodată, nu? Asta este un lucru principal să pentru onoarea ta în lumea asta? Să... Mi se pare cel mai important. Cel mai important, nu? Da. Dar, eu știu, evenimente de-astea neplăcute de pe la nunt se întâmplă? În Arcis ai? Da, se întâmplă, adică. Să pentru... vezi, nu știu, să iau nuta și la bătaie, nașul. Cu... A, se întâmplă, da, să mă știu. Și cum o gestionezi tu? Te faci că nu vezi sau cum? Păi... N-ai ce să... Îți dai seama că trebuie să-ți vezi de treaba ta, să fii calm, să fii liniștit, să încerci să împaci lucrurile dacă ești implicat în incidentul respectiv. Că se mai întâmplă. De ce nu mi-ai cânta mie? Vino la mine, vino cu tare și... Și ce am observat la tine? Tu ești o persoană foarte serioasă la modul, mi se pare așa, genul de profesionist serios, dar faze de-astea amuzante, să râzi, să te destinzi așa, să... Da, sunt foarte multe adică, da, se întâmplă... Îți vine în cap o fază asta amuzantă la un eveniment ăsta? Băi, acum ce vine mie în cap, știi cum e, faci haz de necaz. Eram la o mormântare cu tatăl meu și ne-am chemat oamenii acolo să cântăm. Ne-am dus, ne-am făcut prezența, am cântat și în ziua respectivă când trebuia să-l mormânteze, era și ziua lui, răposatului. Mamă. Și acum îți dai seama, ferească Dumnezeu, în situația aia, familia sau rudele, de la disperare nu mai realizezi, de atâta durere, se întâmplă să nu mai realizezi. Da. Chiar dacă cei din afară văd altfel. Da, exact, da, bravo. Și m-a pus să cânt la mulți ani. Îmi cer scuze și una, e foarte tare asta. Îți dai seama că, da, și puteam să... Am văzut omul prea disperat, prea... Dai seama și vezi și durerea aia, vezi, ți-e milă, dai seama cum vezi oamenii și am cântat. Ai cântat la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, cine să trăiască? Urma mortul să trăiască, nu? Foarte tare, frate. Vezi, știu, ne cere scuze, dar e prea amuzantă. Da. Te pup, Narcis al meu. Te pup. Iarăși o melodie care pe mine mă omoară, pur și simplu, mai ales la șpriț, recunosc. E plină lumea de falsuri? Și aia, care e clar și ni se potrivește atunci, e plină lumea de falsuri, nu știu, doar când ai necazuri. Sună doar când ai necazuri, clar. Și mai mă omoară melodia ta aia cu cine aș vrea să mor de seara. Mamă, în ce fel o cânti? Nu se poate. Da, este o melodie făcută de tatăl meu, cred că are peste... Stai. 28 de ani. Este melodia domnului Ștefan, aia, a lui, creația lui? Da. Nu știam asta, proprie.
Și ce mai îmi place iarăși foarte mult, ca să vadă lumea că ador familia asta frumoasă a voastră, are taică tu o melodie foarte, foarte veche, se numește Minune de copilași. Ți era dedicată ție? Minune de copilași, cu zâmbe de îngeraș. Noi atunci când am făcut-o, nu eram copilaș, eram mai măricel. Dar am făcut-o pentru... Doamne, cum e melodie. Toată lumea, pentru toți care au băieți, fete. Dacă te prinde un pic și priții, n-ai cum să nu... Da, spuneam de melodia asta cu cine aș vrea să mor de seară, nu știu ce, să bă, cine mă iubește, cine mă dușmănește. Cine te dușmănește în momentul ăsta? Ai dușmani? Atâta timp când nu deranjezi, nu superi pe cineva, ești un om respectos, eu zic că n-aș avea de ce să am dușmani. Corect. Și atâta timp când nici nu simți chestia asta, clar nu ai. Da. Bine, vreau să mai mentalizez un pic pe doamna aia minunată, mama ta, care s-a chinuit să ne facă toate orele astea. Cât de mult ne-a însemnat dânsa în ceea ce ești tu astăzi? Mama, cât de tai că tu clar pe partea muzicală și... Îi iubesc pe amândoi la fel, Adiță. Nu fac diferență, pentru că mama, în primul rând, este ființa care mi-a dat viață. M-a crescut și tatăl meu m-a învățat să îmi câștig pâinea, să pot să am grijă de familia mea. Ce frumos! Deci lucruri bune și frumoase din partea la amândoi. Tu ai o educație atât de frumoasă, vreau să-mi spui acum tu ce sfaturi, ce sfat principal ai tu pentru copiii tăi? Nu știu, când stai tu așa cu ei, ce îi înveți, ce le spui? Tată, vreau să fiți nu știu cum, vreau, nu știu, care este sfatul tău pentru ei? Îți dai seama că le dau sfaturi bune de fiecare dată. Și cu cântatul, eu nu-i forțez, i-am și spus la băiat și la fată. Tată, dacă nu vă place, sau nu trebuie să faceți neapărat ce fac eu sau bunicul. Corect. Pentru că dacă faci un lucru forțat, să zic așa, și fără să-ți placă, da, nu ți iese niciodată. Niciodată, da. Mai știu un lucru despre tine, tu ești microbist în rate. Ce echipă de fotbal ție? Din România am fost cu Petrol, că sunt aici, clar, de la, ești de aici, de la Ploiești. Și îți dai seama, când mai joacă echipele noastre, Steaua, Dinamo, cu alte echipe din afară, îți dai seama că țin cu echipa, da, da, românească, nu? Dragul meu, dar în afară de muzică, care este... Care e altă, ce e altă iubire ai tu? Mă refer, nu știu, al hobby. Fotbal, am iubit foarte fotbal, mult. Fotbal, nu? Da. Ai și practicat fotbal? Am jucat foarte mult, așa, cu copiii, prin parcare, prin... Cum era copilăria. A existat vreun obstacol în cariera ta de artist și ai fost la un pas să te lași? Să spui, bă, nu mai vreau. Da, se întâmplă. Da? Se întâmplă de la, nu știu, prea multă oboseală, drumuri foarte lungi. Asta te omoară, oboseală. Da. Să dormi în mașină, te schimbi în mașină, ajungi acolo, trebuie să fii fresh ca să mulțumești invitații. Da, îți dai seama că oamenii nu întotdeauna realizează că poate tu ești obosit, poate nu mai ești cu vocea cum ai fost acum 2-3 zile. Da, da, da. Adică nu poți să ai aceeași intensitate cu vocea zi de zi, mai ales dacă nu dormi. Eu, dacă nu dorm cel puțin 5-6 ore... Să știi că ai mai auzit în rândul colegilor tăi aceeași... Dacă nu te odihnești... ai prieteni buni în rândul colegilor? Sunt prieteni cu aproape toți, Adiță. Da, dar mă refeream așa, mai de suflet. Da, Sorin, copilul Dabur. Fă vă mâncăiași gura lui Sorin al nostru. Fratele meu, Florin Cercel. O, ce familie frumoasă. Florin și Ionuț. Da. Și Țancă, mai ales că e de la mine, de aici, mereu. Țancă, da. Da, ne găsim foarte des. Da, super băiat. Și toți. Adrian Minune este nașul meu. Da? Da. Nu știam. Foarte tare, nu știam asta. Uite, Narcis, apropo de Adrian, că este nașul tău, îți amintești cântări de astea de când erai foarte mic cu tatăl tău, cu Adrian? Cum erau? Da, cum să nu. S-au schimbat din punct de vedere, să zic așa, muzical. Adică a evoluat și muzica foarte mult. Dar ca și oameni, oamenii întotdeauna sunt și buni și răi. Da, corect. Spun asta pentru că, tot revenind la YouTube, sunt imagini când, eu știu, tatăl tău cântă la acordeon, Adrian voce și așa mai departe. Erau frumoase evenimentele alea și de-aia mă gândeam că le păstrez în minte. Da, 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 da. Și se făceau și mai ales dacă eu merg cu tatăl meu la evenimente de la 15 ani, i-am văzut pe toți. Pe și pe nașul Adrian și pe toți din branșa ăsta da. A tatălui meu. Uite, spuneai de Sorinel, ca fiind dintre cei mai buni prieteni ai tăi din domeniul ăsta. Ai amintiri cu el de când erați, că sunteți cam aceeași generație, cântați împreună da, când erați mici? Da. Cu el, nu? Ne-am găsit de foarte multe ori la evenimente. Când erați copii? Când eram copii, da. Ce tare. El, cine mai era? Florin. Și Florin, da. Florin Cercel, da. Zi-mi și mie, te rog,
Cât de important este pentru tine, acum revenind la echipa ta, din spatele tău, să ai oamenii, frate, care să fie lângă tine, să-i simți, știi ce zic? Bă, să-i simți ca pe familia ta. Contează foarte mult, Adiță, să ai oameni lângă tine care să te susțină, să facă ceea ce le spui tu, ceea ce vrei să faci. Asta aici mă referam, da, să te înțeleagă și să nu... Da. Da, contează foarte mult. Contează, mai ales ca solist, ești apreciat de lume și dacă nu ai o formație cum trebuie, contează foarte mult. L apreciez foarte mult pe băiatul tău cu Vioara, da. E celebru, vechi, greu de tot, da, nu știu, nu-mi scapă numele. Îi spun veteranul, așa zic. Veteranul, nu? Da. Foarte vechi, l-am văzut la multe, multe evenimente. Cât de important este să vezi oamenii fericiți la sfârșitul unui eveniment? Pentru mine, ca și artist, e cel mai important. Da? Da. Este mare lucru, nu? Da, pentru că asta încerc să fac, să mulțumesc lumea, să le placă ceea ce... Asta e dorința mea, da. Dai seama, ca orice artist. Dar fii sincer, ai simțit vreodată că ai dezamăgit la un eveniment? N-ai fost tu cum trebuia, nu știu, ai fost răgușit, ai fost răcit, habar n-am. Da, se întâmplă da? Să... Acum nu știu ce reacții vor fi avut ei acum, ca... sau ce-or fi gândit ei. Dar mai sunt momente în care nu-mi convine mie, da, de mine, pur și simplu, că sunt obosit, poate sunt răgușit. Ți se întâmplă să ceară să rămâi peste program? Da, se întâmplă. Și ce faci? Dacă există posibilitatea și pot să mai stau, Adiță. Da. Pentru că e o vorbă, eu dacă pentru o jumătate de oră câștigi foarte mult. Da? Da. Și nu financiar? Nu neapărat financiar. Cât obrazul și respectul corect. Acum vreau să întreb și ceva, să ne scuze soția ta dragă. S-a dat vreodată vreo nuntașă, vreo mireasă la tine la un eveniment? S-a prescris, gata. Am uitat cum ar fi. Se mai dau? Se mai dau. Da. Și familii sunt narcis, cum reacționează? Să dai seama că dacă sunt la locul de muncă, Adiță, nu mi-arde. Uite, am mai zis un coleg de-ai tăi tot așa o vorbă de asta. Bă, la locul de muncă trebuie să-ți faci treaba, nu te duci pe gagicărele. Da. Ai în minte acum așa cam câte evenimente ai cântat în ăștia 20 de ani de când cânti tu? Nu știu să spun un număr, habar. Foarte mult. Uite, mai zi-mi o chestie, Narcis, te-ai vedea cântând și altceva în afară de genul ăsta pe care îl cânti tu? Da. Da? Muzica lăutărească. Îți iese bine? Îți bănuiesc că da. Dar de asta așa, gen, nu știu, R&B, uite, poate hip-hop, că te cere lumea în America, știu. Nu știu, aș încerca. Cred că m-aș descurca cât de cât. Eu sunt convins. Există vreun regret al tău de până acum? Dacă ai dat timpul înapoi, ai schimbat ceva în cariera ta și în viața ta? Da, m-aș duce la școala de muzică. Serios? Da. Tocmai ce spuneam mai devreme. Deci școala de muzică, asta e regretul tău. Dar, adică, cât de mult te ajută școala de muzică? Te ajută foarte mult, Adiță. Da? Da, te ajută pentru că este important ca și solist vocal să cunoști un instrument, să cunoști notele. Bine că, cum ți-am mai zis, am studiat acordeonul și am cunoștințe, nu foarte mari, cât mi-aș fi dorit eu, dar... Iată, stăteam așa și mă uit foarte tare pe mâncarea asta, de-abia aștept cu ai mei, cu echipa mea, uite ce gărsuși frumoși am acolo să rupem platourile astea cu tine, dar mi-a sărit în ochi și pianul ăsta și vreau să te rog, bănuiesc că nu-l ții degeaba, nu-i de decor. Nu, studiază copiii la el, fata și băiatul. Dar tu? Da, cât de cât acolo. Una mică pentru fratele tău. Merge? Da, cum să... Hai, te rog, din sufletul. Chiar sunt curios. Narcis la pian. Stai să vină și băiatul meu. Pentru tine, Zeppelin. Pentru Narcis, că e băiat fin. Intră bine Zeppelinul? Intră, da. Nu te-am mai mâncat tine. Înseamnă că te simți bine în compania mea. Asta e important. Foarte bine, da. Narcis, s-a întâmplat să duci la vreun eveniment să cânti gratis? Da, de ce nu? Da? Da. Bine, bănuiesc că ceva familie. La rude, da. La rude, nu? Narcis este un actor sex. Și un actor. Cine știe? Acum dacă ăla de peste în fiul spate... Dacă te cheamă să joci în filme. Oh. Mergem și eu cu tine. Mergem. Mergem amândoi, ne legăm de avion.
Tu ești un artist cum? Nu știu ce să zic. Oricum, cu tot ce înseamnă eveniment, indiferent că mă vor doar pe mine oamenii sau ne vor împreună cu mine, că tatăl meu, el se ocupă, el știe și de preț și de oră și de absolut tot ce înseamnă eveniment. Îmi place de seama câtă încredere e în omul ăsta. Da, da. Cea mai mare încredere, pot zic. Uite, nu vreau să te întristez, dar să știi că poveștile astea emoționează foarte mult urmăritorii. Cât de mult ai sprijinit pe tatăl tău în perioada în care sora ta a plecat la cer? Sora ta a murit. Foarte mult, Adiță, să dai seama. Eram, mi-aduc aminte, eram copil și poate că nu realizam atât de bine ca un om matur. Dar totuși realizam ceva. Da. Îl vedeam că era sfârșiat. Foarte, da, sfârșiat. Și a mers înainte. Și a făcut meseria lui și așa cum era el foarte supărat. Și i-a dat Dumnezeu putere, i-a dat Dumnezeu putere să treacă. De nepoți. Sora ta are copii? Încă nu. Încă nu. Încă nu. Încă nu. Care este mâncarea ta preferată? Mâncarea mea preferată? Știu că tu acum mănânci mai puțin, nu? Măi, mâncarea mea preferată a fost dintotdeauna cartofi prăjiți cu piept de pui. Nu e rău. Și cu usturoi, așa, nu? Da. Soția ta gătește? Da. M-am uitat încă o dată la poza cu familia ta și vreau să-mi caracterizezi și mie soția. O femeie care are grijă de mine. Da. Are grijă de imaginea mea, cum trebuie să arăt la un eveniment. Cel mai important, are grijă de copiii mei. Cred cel mai important, clar. Da, că mereu îi spun, ai grijă de băiat, ai grijă de fată, ai grijă de băiat. Și la fel, are grijă de mine. Ai mâncat, cum ești, cum te-ai îmbrăcat, dă să te văd. Dă. Ce tare, adică... Da, contează foarte da, mult. Da, foarte mult, este atentă și axată pe imagine. Da, da, da. Foarte tare, da. Chiar mă întreabă și cum a fost, cum ai cântat, cum ai ieșit. Ești bine cu vocea, ești răgușit, da, ești odihnit. Da, frate, practic asta înseamnă liniște. Da. Există vreo frică de asta care te macină? Cea mai mare frică ta, să zic așa. Ți-e frică de ceva în viața asta? Cea mai mare frică în viața mea este... Și știm cu toții lucrul ăsta, că va veni momentul când persoanele dragi te vor părăsi. Da. Pentru că așa e lăsat de la Dumnezeu. Și toți, ne referim la părinți. Părinți, familie și așa da. Mai departe. Dacă ai avea, dacă, nu știu, dacă am face acum un exercițiu de imaginație și te-aș pune să-ți suni un prieten bun și să-i ceri 20.000 de euro, ai avea un asemenea prieten care să-ți trimite acum 20.000 de euro? Da. Dar dacă pe tine te-ar suna cineva, ești genul care să împrumuți? Adică să ți ajuți prietenii? Da, da. Bun, aici vreau să duc. Au existat momente în care ai împrumutat și n-ai mai văzut banii nici până ziua de azi? Dar vreau să fii sincer. Din câte știu, nu, i-am văzut. De văzut, i-am văzut. Nu pot. Dar greu. Nu la timp. Nu la timp, da. Da, i-am văzut, i-am văzut. Dacă mâine ferească Dumnezeu, că ne-ai omorât și pe noi, te-ar lăsa vocea. Prima meserie care îți vine ție în minte, de care te-ai apucat? Chiar mă gândesc de mult timp la chestia. Serios? Asta. Da. Mamă, ce bune asta, să nu te-am dus bine. Da, chiar mă gândeam, am avut foarte multe momente în care mă gândeam, zic, bă, ce pot să fac eu dacă nu o să mai cânt? Că altceva nu știu să fac. Ce, decât să investesc. Da, corect. Imobiliare, altceva, nu știu, nu m-aș vedea să fac. În momentul ăsta ai început să faci treaba asta? Da, am început. Uite, am filmat cu Vali Vigelie și cu Jean de la Cărăva și ăsta era sfatul lor principal pentru artiștii tineri din domeniul vostru. Da, spunea, da. Băi, cel mai bun sfat pe care noi am putea să-l dăm este să investiți. Da, chiar mi-a spus-o personal și mie, Vali. Da? Da. Asta, și mi se pare foarte rău, să investiți. Da, pe ceva nu știu, n-aș vedea ce... pot să fac, nu știu, n-aș putea să fac altceva. De exemplu, Sorin cred că mi-a zis că s-ar face taximetrist, de exemplu. Altcineva nu știu ce mi-a zis, a zis, bă, la o adică mă duc și afară, muncesc, nu mi-e rușine de muncă. Pentru copiii mei fac exact, orice. Exact, asta vreau să spun. Pentru copiii tăi și pentru familia ta, aș face orice, îți dai seama. Pentru copiii mei și pentru familia mea. Uite, mai am o întrebare, există vreo melodie a ta sau a tatălui sau al cuiva care să te facă așa să te relaxezi la maxim, să te emoționeze grav?
acum de obicei mă emoționează foarte mult subiectele de copii, de familie. Dar și ce vreau să întreb? Tu ai fost un copil rebel? Nu prea, nu. Nu prea, nu? Nu. Am fost un copil cu minte, așa. Liniște așa, dar în toate punctele de vedere. Da, da, da. Adică tu chiar ești ăsta, nu este o... Se exact. Vede că așa ești tu. Câte tatuaje ai? Trei. Și lasă-mă să ghicesc eu. Soția și copii? Nu. Copii și tatăl meu. Și tatăl. Păi, uite, dacă poți să arăt, tatăl tău e aici. Da. Cum ar veni, regele, nu? Da. Ștefan. Ștefan. Aici este băiatul, Maximus, și fata, Aiana. Foarte frumos. La Bărbulești ai mai fost? Că până la urmă, Bărbulești, da? Cum să nu, da? Da, ce, aveți să nu. Acolo rude? Da, da, am două mătușe, veri. Acum nu vreau să supăr pe cineva, doamne ferește, dar oare cum voi sunteți când spui Bărbulești? De la voi s-au auzit de Bărbulești. Mai treceam și eu pe acolo când mai aveam și o treabă în zona aia, Urziceni, Bărbulești. De mic copilă știam, da. Ștefan de la Bărbulești. Asta îmi venea în cap când spuneam Bărbulești. Narcis, dragul meu, nu știu, îmi place foarte mult calmul tău și ți-am zis, eu vreau să te văd doată așa, să râzi, nu știu, pare prea, nu serios, pare prea concentrat așa, prea atent la detalii, prea, așa se întâmplă să fii mereu? Ai și momente în care, eu știu, râzi gura până la urechi și de-astea? Da, am și eu momente, dai seama. Acum că bănuiesc că ești obosit, vreau să înțeleagă și ei, nu știi că Narcis chiar este nu obosit, foarte obosit și de-aia îți mulțumesc din suflet. Pentru că și cât de mult ai tras de tine să te vezi cu mine astăzi. Și nu știu, vreau să-ți mulțumesc tot sufletul pentru interviul ăsta. Și eu îți mulțumesc frumos. Este o onoare și o plăcere să te cunosc. Îmi doresc să te văd la Hollywood, pentru că na, mulțumesc. Primul pas a fost făcut, frate. Și dacă joci în filme, te rog eu, orice rol secundar, fac ce vrei tu, cascadorist, altceva, comedie, ce vrei tu. Dragilor, vă mulțumim frumos. Noi o să ne punem pe treabă. Nu ne dai afară. După ce no, Doamne ferește, nu, cum să nu. Când mai e până la eveniment? O oră? O oră și un pic. Da, într-o oră mai trebuie 5 sticle de zeppelin. Aia. Dragilor, vă mulțumim din suflet pentru voi, Narcis. Narcis, fotul încheiere. Ce să spun? Îi mulțumesc în primul rând, Adiță, pentru că a acceptat să vină la mine acasă. Eu, de fapt, vreau să vin unde vrea el, dar i-am spus că eu am eveniment. Mi-a fost mai ușor ca să o facem aici. Da, da, da. Și ce să vă spun? Vă mulțumesc din suflet că mă susțineți, oamenii care ne apreciază pe noi, pe mine și pe tatăl meu. Și promit că nu o să vă dezamăgim niciodată. Și vă vreau să mai fac eu aici încheierea. Să știți că vorbisem să facem și cu formația și probabil o să facem într-un alt episod. Da, da. Dar v-am zis, pentru că este foarte obosit Narcis, nu ne-a încântat și ne-a bucurat cu vocea lui astăzi, dar avem timp, dragul meu. Te pup și mulțumesc pentru tot. Și eu îți mulțumesc din suflet.